La mulți ani, Alex. Nu-l mai văd în sală, nu știu cum este. Că astăzi este Sfântul Alexandru și tuturor celor care se serbează astăzi. Serios? Da. Păi, exact. Vrei să cum mai acolo? E acolo. Bun, mă numesc Horia Neagu, online marketer. Vorba lungă să trecem omului, trecem la fapte. Am ales să vorbesc astăzi despre un model de marketing și anume cel promovat sau mai degrabă reprezentat de către Lady Gaga. De ce am ales acest model? Pentru că am fost recent la concertul ei de aici din București și am avut o epifanie. Mai precis, a reușit să mă convingă și m-a convertit. Până acum eram agnostic. De acum sunt un adevărat credincios al Bisericii Gaga, Bisericii de Marketing Gaga, pentru că este într-adevăr o adevărată mașinărie de marketing. Mai înainte de toate, cine din sală a auzit de Lady Gaga? N-ați ridicat toți mâna, măcar știu procentul de mincinoși din sală. Să zic că toți ați auzit de Lady Gaga, absolut, fără niciun fel de dubiu. Și cred că știți foarte multe despre ea și dincolo de lumea muzicală, și anume, exact cum spuneam, ce fel de robot de marketing, mașinărie de marketing reprezintă ea. Motivul pentru care am decis să țin această prezentare despre acest subiect este că, într-adevăr, nu este doar un mod de a primi like-uri offline, ci, într-adevăr, chiar cred că o bancă, și mai ales o bancă din România, poate învăța câte ceva de la modelul ei de, din modelul ei de a face marketing și de a se promova online. Primul sfat pe care l-aș construi eu pe baza modelului Lady Gaga este: construiește o comunitate. Mai precis, sfatul este: reușește să strângi oameni în jurul brandului tău care să fie mai mult decât client, să fie chiar engaged cu brandul tău. Majoritatea băncilor, nu aș vrea să spun toate, pentru că nu vreau să fiu chiar radical, deși cred că aș putea spune toate, majoritatea băncilor din România tratează clientul ca pe un monolit, ca pe o resursă, mai bine zis. Avem clienți, ne vindem serviciile, vindem net banking, vindem credite de nevoi personale și alte servicii bancare și atât. Nu ne interesează foarte tare feedback-ul, noi suntem pe un piedestal aici sus, clientul este jos și noi aruncăm produsele și el le primește. Ce înseamnă acest construiește comunitate? Pe vremuri aveți un laser pointer cu care schimbam. S-a stricat? L-ai pierdut? Nu, eu l-am pierdut. S-a pierdut. L-ați pierdut, subiect colectiv. Am înțeles. A fost pierdut. Bun. Ce înseamnă această comunitate? În primul rând, câteva date despre Lady Gaga. Lady Gaga a reușit să fie prima pe YouTube care a strâns 1 miliard de vizualizări ale unui video. A reușit să strângă 10 milioane de fani pe pagina de Facebook înainte de președintele Obama. Între timp, cred că a ajuns undeva aproape de 60 de milioane de fani, dar a fost prima care să atingă benchmark-ul de 10 milioane din cursa Obama-Lady Gaga. Are 20 de milioane de follower pe Twitter, este foarte activă pe Twitter, apropo. Are și acest Gagaville, nu știu câți dintre voi au vizitat, câți dintre voi sunt fan Farmville, câți dintre voi au vizitat Gagaville. Eu personal sunt interesat de fenomenul Farmville strict pentru fenomen în sine. Și s-a creat acest mic cartier, dacă vreți, lângă Farmville, numit Gagaville, cu căsuțe, parcele de pământ și alte astfel de proprietăți personalizate în stilul Lady Gaga. Poți să vezi acolo oi îmbrăcate în geacă de piele, călărind pe motoare și alte animale antropomorfe. Mă rog, foarte, foarte distractiv. Dacă îți place astfel de manifestări. În fine, ideea era că vizitând acele parcele, aveai acces la melodii Lady Gaga în premieră, la behind the scenes footage, la reduceri și așa mai departe. Farmville, în primele zile de la lansarea acestui Gagaville, un nume care sună extraordinar, mai ales în română, a avut un spike de 30% la nivel de vizitatori zilnic, pe zi. Adică 30% mai mulți vizitatori pe zi decât până atunci, până momentul când s-a lansat Gagaville. Bun. Nu știu câți dintre voi au auzit de Backplane. Backplane este o companie de apuri, o companie de IT
fondată de către managerul Lady Gaga, în care ea se implică foarte puternic cu imagine, o susține foarte puternic. Și ei sunt cei care, mă rog, o să ajung la asta mai târziu. Deci este o companie de tehnologie în care s-a investit foarte mult și ca bani și ca imagine de către Lady Gaga și care este foarte, foarte pușuită și ei au avut acest manager's hack, un hackathon. Nu știu câți dintre voi sunteți familiarizați cu conceptul, este practic o competiție, dacă vreți, pentru hackeri, developer slash hacker, de a crea tot felul de app-uri interesante și engaging pentru a îmbunătăți industria muzicală. S-a investit foarte mult, s-a vorbit foarte mult despre asta pe net, a fost un adevărat fenomen, s-a creat foarte mult bază în jurul acestei companii. Ceea ce este foarte interesant de notat este că această companie este formată aproape exclusiv din foști angajați Google și Facebook. Deci aproape toți developerii care lucrează la asta sunt foști developeri Facebook și Google. Și unul dintre care cei mai cunoscuți astfel de developeri este acest GeoHot. Nu știu câți dintre voi au auzit de GeoHot. Este unul dintre cei mai celebri hackeri și anume primul care a reușit să jailbreak un iPhone și este primul care a reușit să spargă PlayStation 3 și conform acelui obicei cu ghilimele de rigoare că un hacker mic, necunoscut, este un simplu hacker și un hacker mare este angajat CIA, el după ce a reușit aceste performanțe, ghilimele de rigoare, a fost angajat Facebook o perioadă, după care a fost luat în echipa acestei agenții, să-i spun. Deci cred că Backplane este o agenție pe care eu personal aș urmări-o și în care aș fi foarte interesat, pentru că, într-adevăr, este o întreagă mișcare de marketing în spatele acestei agenții. Această agenție este responsabilă pentru littlemonsters.com. Din nou, nu știu că sunteți familiarizați cu această rețea socială. Este rețeaua socială personală a Lady Gaga, unde toți micii monștri, așa cum îi place în mod afectuos să-i numească, se pot strânge, pot pune... E practic un Pinterest pentru fanii loiali Lady Gaga, unde se pun tot felul de poze cu memes, tot felul de demotivaționale, tot felul de imagini cu care suntem familiarizați de pe 9gag, Reddit și mai departe, doar că profilul este Lady Gaga, deci tematica, bine, este Lady Gaga. Deci totul se învârte în jurul persoanei Lady Gaga. Toate aceste elemente cumulate și multe altele fac din persoana, din personalitatea, din persoana Lady Gaga mult mai mult decât o simplă cântăreață și mult mai mult decât o simplă cântăreață populară. Este o industrie în spatele ei, nu este doar un brand, ci este mult mai mult decât atât. Majoritatea cântăreților sunt un brand, ea într-adevăr constituie o industrie în sine. Și este o lecție foarte importantă, acest community building. Cum se realizează acest community? Acum că am văzut ce înseamnă community pentru Lady Gaga, să vedem cum s-ar putea translata acest element în lumea băncilor din România. Ea oferă tot felul de freebies, tot felul de reduceri, tot felul de oferte pentru fanii ei. Folosește foarte mult Twitter-ul, folosește foarte mult Facebook-ul, folosește foarte mult, evident, și propria rețea de socializare Little Monsters. Pot primi bilete VIP, cei care sunt fan loiali și care fac anumite activități în online pe care ea le recomandă, pot primi aceste VIP tickets în Monster Pit. Monster Pit este o zonă special amenajată la concertele ei, unde toți fanii loiali, aceia ciudați pictați pe față, cu frizuri și mai departe, pot sta foarte aproape și să vadă direct zeița întruchipată cântând. Și, spre deosebire de foarte multe trupe, ea chiar încurajează înregistrarea și postarea pe YouTube a unor videouri din concertele ei, din turneele ei, deci nu are astfel de restricții, cum majoritatea formațiilor totuși au, în care sigur că ajung filmulețele pe YouTube, dar nu sunt încurajate. Ea chiar a făcut și competiții cu User Generated Content, pe care alte formații le-ar considera neautorizate. Bun, foarte important, n-am precizat exact tagline-ul, clientul nostru, stăpânul nostru. Este un clișeu, dar este foarte important de reținut și cred că nu poate fi spus destul de mult pentru băncile din România. De ce? Pentru că, după cum vă spuneam la începutul discursului, la începutul prezentării mele, cred, sincer, și din ce am văzut eu, cred că este o opinie argumentată, că băncile din România nu respectă clientul.
poate e un termen foarte dur, dar implicațiile tuturor activităților băncilor în online îmi lasă de înțeles că nu respectă clientul sau nu știu să respecte clientul, nu că nu vor, ci nu știu într-adevăr să creeze acel engagement cu clienții. Sunt mulțumiți doar să îi obțină, sunt mulțumiți de raportul de auditul la sfârșit de an, care îți arată numărul de clienți și cam atât. Bun. Caută interese comune, nu date demografice. Cele mai multe bănci, atunci când se angajează la eforturi de promovare, eforturi de advertising și marketing și mai departe, în general caută doar date demografice. Dacă prezinți profilul site-ului tău, uite, este business, financial, este suficient pentru ei. Nu caută behavioral targeting, nu fac behavioral targeting, nu caută. Am înțeles că profilul tău este financiar. Dar cât, nu se duc granular. Cât de departe? Asta ce înseamnă? Cine intră de fapt? Sunt businessmeni aia, Steve, care au BlackBerry sau sunt Steve Jobs cu mâinile buzunar, cu cămașă și cu blugi? Cine sunt? Care sunt vârstele? Ce se comportă? Ce interesează? Cum se comportă? Pardon. Ce interese au? Și mai departe. Cui vinzi până la urmă? Asta este miezul comunicării moderne în online, pe care băncile pur și simplu le ratează. Sunt pur și simplu pe lângă total. Aici am câteva exemple de activități pe care Lady Gaga le-a întreprins, care dovedesc clar că își cunoaște fanii și știe ce este la modă, cu ghilimelele de rigoare. De exemplu, a făcut o reclamă cu Google Chrome, în care, la sfârșit, o reclamă foarte frumos realizată. Toată reclama este, rulează o melodie de-a ei, îmi cer scuze, îmi scapă acum melodia, dar este una care te inspiră la libertate în gândire, non-conformism și așa mai departe. La sfârșit, ți se spune, the internet is what you make it, sau what you make of it, nu mai știu exact sintagma. Oricum, ideea este că se potrivește atât de bine cu ceea ce comunică, sau ceea ce pretinde ea a fi mesajul ei, și anume să fii liber, să nu ții cont de nicio obzice, să nu ții cont de nicio îngrădire și așa mai departe, să fii liber în gândire și în felul în care o comunici, să nu-ți pese de opinia altora, încât la sfârșit ceea ce a ieșit a fost o capodoperă de publicitate. Sper că cei doi termeni nu sunt până la urmă sincron. Oricum, o capodoperă în publicitate dintr-o combinație care nu părea foarte fericită. Lady Gaga cu Google Chrome. Dacă m-ai fi întrebat înainte, nici eu nu ți-aș fi spus. Cred că aș fi spus, dacă eram în stafful de la Chrome, aș fi zis, hai să o luăm pe Riana. Sau pe cineva mai puțin controversat să facă reclamă la Google Chrome. Nu, chiar a funcționat. Google Goes Gaga au mers chiar mai departe, au făcut acest Google Goes Gaga, în care au promovat, mă rog, a fost sub pretextul unui interviu, foarte informal și prietenos cu Lady Gaga, dar de fapt ce făceau ei erau, promovau anumite funcționalități ale YouTube. Se știe, după cum v-am arătat, că Lady Gaga este o foarte mare fană YouTube și unul din catalizatorul faimei ei online și a renumelui ei online a fost YouTube de-a lungul timpului și atunci au făcut acest Google Goes Gaga. Au făcut o super promoție pe Amazon și anume au dat Born This Way, albumul Born This Way, la mai puțin de $1. Ceea ce evident a cauzat un crash al serverelor, pentru că în momentul în care s-a dus vestea în online că se vinde albumul ei în exclusivitate pentru câteva ore pentru $1, lumea s-a călcat în picioare în mod virtual să-l achiziționeze, ceea ce a distrus serverele. S-a creat o avalanșă de nemulțumiri, drept urmare Amazon au revenit și a doua zi au zis, bine, vom relua această campanie and this time we're ready. Au promis și într-adevăr au fost pregătiți. Și a fost totul foarte în regulă. Aveam premieră exclusivă pe Facebook, văzând că a fost cel mai... Este atât de greu să traduci termen din engleză în română. Fastest selling album. Cel mai rapid vândut album a tuturor timpurilor a fost un album al Lady Gaga pe iTunes. Și văzând asta, echipa ei de marketing imediat a zis, bine, atunci facem o super promoție pe iTunes. Și dăm numai aici, în exclusivitate, o melodie never before released, numai de pe iTunes poți să-ți o iei. Ăsta este un mod clar de a targeta lucrurile care știi că au appeal la demograficul tău, care știi că sunt de interes pentru clienții tăi și care știi că vor prinde. Nu doar statistici. Aici în încheiere, îl voi citi pentru că nu l-am memorat,
Este un citat de la strategul social media Lady Gaga, acest Jonik Seely, și anume, the trick is knowing the audience, knowing which social media outlets they visit and tailoring the message specifically to them. Exact ce spuneam, trebuie să-ți cunoști publicul, să știi unde sunt, unde este acest public și să-ți potrivești mesajul pentru gusturile lor. Atâta tot. Și asta până la urmă este esența a ceea ce este Lady Gaga, atât muzical cât și din punct de vedere al promovării. Bun. Nu căuta originalitate, ci autenticitate. Aici este o poză, după cum puteți vedea, cu Madonna și Lady Gaga. A fost acuzată de foarte multe ori că o copiază pe Madonna. Ea de fiecare dată nu a avut nicio problemă cu a recunoaște că s-a inspirat din Madonna și din mulți alți David Bowie și mulți alți artiști care au venit înaintea ei și că ea are propriul stil. Și chiar dacă există elemente comune, nu este o copie per se. Și aș fi de acord cu acest lucru. Majoritatea băncilor cu care am discutat, sau reprezentanților băncilor cu care am discutat, căutau originalitate. Pentru că băncile, oamenii care lucrează în bănci, nu... cum să o spun într-un mod eufemistic? Nu sunt idioți. Destul de eufemistic. Noi, cei care lucrăm în marketing, mai ales în online marketing, avem de multe ori tendință să credem că clientul e idiot. N-ai ce să vorbești cu el, mai ales când auzi de bănci, nu știu, de sectorul financiar în general, se consideră că sunt idioți, nu înțeleg. Ei înțeleg foarte bine. Doar că sunt, la fel cum spunea și Alex mai devreme, sunt foarte legați de probleme procedurale, de politici interne și de alte mecanisme care pur și simplu îi împiedică să ia deciziile corecte pe care și ei știu că ar trebui să le ia și care și ei le știu a fi corecte. De cele mai multe ori acești oameni caută originalitate. Spun, domne, uite, sistemul bancar nu merge și noi ne subscriem acestei reguli. Nu e foarte fun, nu e foarte engaging, nu e foarte entertaining. Adune ceva original, ceva care nu s-a mai făcut în România. Și veți auzi replica asta de foarte multe ori, nu numai în context bancar, la foarte mulți clienți. Cheia nu este să fii original, în opinia mea, ci autentic. Acestea sunt artiștii care au inspirat-o de-a lungul timpului pe Lady Gaga și cred că îi veți recunoaște pe cei mai mulți dintre ei. S-ar putea să nu-l recunoașteți pe Donald Duck, este de fapt Elton John. Nu știu cât știu că a cântat în acest costum de Donald Duck. Nu este foarte greu să ne dăm seama ce elemente a promutat Lady Gaga din fiecare. La David Bowie cred că este cel mai evident. Pardon. Și poate chiar la Dee Snider, de la Scissor Sister. Este acea tutuie a doua de pe rândul de jos, blondă, care e de fapt un tip. Un solistul de la Scissor Sister. Da. Opiniile nu se discută, da? Că am auzit niște în sală. Bun. Cum se translatează asta în mediul bancar? Îmi cer scuze că mă tot taplec, știu că arată cam stupid, dar am preferat să fiu eu la butoane decât... Bun. Învață de la competitori. Dacă spui această replică cuiva din mediul bancar din România, este echivalentul cu arăta lui Dracula o cruce. Nu învățăm de la competitori. Competitorii sunt, întotdeauna există o ură virulentă împotriva competitorilor. Există o teamă de a fi precum suntem competitorii și este o cursă infinită. Când în dimineața zilei, când se anunță că banca X a lansat o aplicație de mobile înainte să apuci tu, este doliu în bancă. Deci toată lumea trebuie să vorbească despre asta, să bârfească, să înjure acea bancă, cum au reușit ei să lanseze aplicația de mobile la internet. Nici nu contează dacă e mai bună. Nici nu contează dacă are funcționalități. Contează să fii primul, să fii tu ăla care... Competiția este întotdeauna de repudiat, este înfierată. Nu, sunt absolut împotriva acestei atitudini. Competiția trebuie studiată și cred că trebuie să învățăm de la competiție cât mai mult. Aici trebuie făcut competitive research cu toate tool-urile pe care le-am listat eu și cu mult mai multe. Majoritatea îmi veți spune că nu sunt foarte, că acuratețea acestor tool-uri nu este foarte mare. De exemplu, Alexa, Campici și Quantcast sunt notorii pentru aceste acuze. Pe mine mă interesează să am cât mai multe informații pentru că apoi să le pot filtra, să le pot sorta și să reușesc într-adevăr prin corelare să-mi dau seama cam care este poziția competitorului față de mine. De multe ori, printr-un tool inexact, poți corela prin comparație datele, adică poți analiza site-ul tău
și poți analiza site-ul competitorului. Și din diferența procentuală dintre tine și competitor, îți poți da seama cam cum stai. Chiar dacă nu sunt datele exacte, tu ai datele tale exacte, ai analytics-ul tău, ai datele tale, nu-ți trebuie datele exacte. Îți trebuie doar să vezi cum te poziționezi tu față de el. Următorul este un sfat, e o practică curentă a românilor, și anume să furăm de la străini. Dar nu din buzunare într-o leu, ci să ne uităm cum o fac băncile din afară. De cele mai multe ori, când, din nou, când ai acest sfat în bancă, ți se va spune Wells Fargo. Noi nu suntem Wells Fargo, aia, lasă, măcar să avem noi site, lasă. Nu sunt de acord cu asta, pentru că tu trebuie să te compari cu cei mai buni, trebuie să te compari cu trendsetterii din industrie, deci cu cei care setează într-adevăr standardul în industria ta, cu vârful de lance. Aici sunt foarte bune articolele de tipul top 10, top 5, top 50, top 100 și așa mai departe. Le găsiți pe net peste tot, sunt studiate, sunt publicate de site-uri precum Smashing Magazine și îți arată, de exemplu, top 10 practici în usability pe site-urile de bancă sau top 10 sisteme de net banking din lume care funcționează bine. Și din astfel de articole poți să vezi ce funcționează, poți genera idei noi, poți afla ce consideră oamenii că sunt funcționalități bune și le poți implementa pe cât posibil în site-ul tău sau în aplicațiile tale. 2. Există astfel de awards, premii pentru excelență. Da? Avem aceste Webby Awards, avem The Web Marketing Association Award, Forrester Public Website Ranking. Sunt câteva publicații, sunt câteva organizații care au categorii de banking, pentru banking și chiar net banking în premiile lor de excelență și cred că sunt demne de a fi studiat tot la fel, pentru că de obicei vin cu o mică descriere ce s-a făcut bine, pentru ce au fost primite aceste premii. Din nou, o inspirație foarte bună pentru oricine vrea să îmbunătățească experiența site-ului bancar. Acum un citat care mie îmi place foarte mult și pe care am avut onoarea de a-l auzi live. Retailers treat customers as transient, banks treat customers like captives. Adică, magazinele, site-urile de e-commerce cunosc foarte bine această regulă. Clientul nu îți va fi fidel doar pentru că a cumpărat odată de la tine. Clientul poate oricând să plece. Customers sunt transient, adică sunt mereu în mișcare. Exact, sunt întregi, sunt trecători, mersi. Nu sunt fix, nu sunt stabili. Trebuie întotdeauna să-l prinzi cu ceva, trebuie întotdeauna să-i arunci o mămoară, trebuie întotdeauna să-l îmbunezi, să te împrietenești cu el, să-i engage, să faci remarketing și așa mai departe. Băncile îi tratează ca pe captiv și aici sunt foarte de acord cu asta. L-am asemnat contractul, este al meu pe viață. Pentru cine a studiat clauzele din contractul ăla, e drept. De multe ori vă dați seama că au dreptate. Dar nu neapărat în sensul în care cred ei. Se poate schimba banca, se poate face refinanțare cu oricine altcineva, îți poți muta creditul, în zilele noastre este mult mai simplu și chiar și în România au apărut metode prin care tu poți trece de la banca ta actuală la altă bancă pur și simplu cu un telefon, la un click, aproape la un click distanță. Încă nu e la un click pentru că legea bancară nu prea permite decât să se facă, nu, adică e cumva, încă domnește dendrocrația. Autoritatea hârtiei. Dar este foarte simplu și băncile nu ar trebui să uite acest aspect, că un client poate fi la fel de ușor pierdut cum poate fi și câștigat. Cel al treilea sfat, caută să fii cel mai bun. Prezentarea mea este plină de truisme. Dacă vă uitați numai pe titluri, ați putea spune, da, mă, fii cel mai bun, depășește competiția, mereu să crezi în tine și mănâncă-ți vitaminele. Dar ce înseamnă să fii cel mai bun pentru Lady Gaga? Am listat, cred că, 10% din premiile pe care le-a primit până acum. Și din nou, nu trebuie să fii fan al muzicii ei, cum nici eu nu sunt de altfel, pentru a-i aprecia modelul de promovare, mai bine zis, și întreaga mașinărie care se află în spatele ei. Oamenii de PR și de marketing care se află în spatele ei. Această uzină fenomenală de câștigat bani, care se mișcă în continuu și care este mereu actuală și este mereu în trend. Este remarcabil să te uiți la palmaresul ei, având în vedere că de fapt are doar aproximativ de 4 ani de carieră mare. Până în acel moment, până să fie descoperită de... Cred că Akon, dacă nu mă înșel. Cred că Akon a descoperit-o. Până să fie descoperită, era go-go dancer. Era practic dansatoare, cânta prin baruri și primul ei publicity stunt major a fost când la un moment dat cânta într-un bar plin de studenți bețivi, după cum declara chiar ea,
Și nimeni nu era atent la ea. Toată lumea era atent la băutura pe care o avea în față sau la partenera cu care venise. Și la un moment dat, frustrată de evidenta energie negativă din sală, s-a dezbrăcat și a rămas numai în lenjerie. E cânta la pian în momentul acela, nu dansa, cânta la pian. În momentul acela, respirația a încetinat din sală și toată lumea a fost atent la ea. Și în momentul acela, ea ar fi rostit normale cuvinte, n-au eu listen to me, a? Evident. Până în acel moment, ea era nu până în momentul cu dezbrăcatul, până în momentul în care ei când s-o descoperă, era absolut nimeni. Era una din multele cântărețe cât de cât talentate din America. Și a reușit să pună picioare, mie mi se pare absolut uluitor și mi se pare că denotă puterea pe care social media și pe care tehnologia ne-o conferă dacă știm să profităm de ea. Cum aplicăm aceste lecții de la Lady Gaga în contextul acesta de fi cel mai bun? În principiu trebuie să învățăm că nu suntem, sau mă rog, băncile ar trebui să învețe că nu sunt un robot, nu sunt un monolit, nu sunt o instanță imobilă care trebuie să fie stiff, corporate, office, business întotdeauna. Trebuie să-ți construiești o identitate foarte importantă, să ai un brand book, să ai o identitate și nu una creată undeva la începutul anilor 90 de către o agenție de publicitate, una din primele agenții de publicitate și care să fi rămas neschimbată în ultimii 20 de ani, nu. Un brand book actual care să-ți dea foarte clar ce fel de mesaje și în ce ton pot fi comunicate pe orice mediu, atât la televizor cât și cât și online și mai departe, pe orice canal. Dacă o să vă uitați la Vodafone, o să vedeți că ei au foarte multe reclame în care predomină evident culoarea roșie sau este singura culoare prezentă. Dar au foarte multe în care apare cât un mop sau cât un verde sau cât un albastru și suntem tentați să ne întrebăm de ce? Nu e roșu Vodafone, cine a făcut prostia? Cine a făcut atrocitatea asta? Trebuie concediat. Sau Orange, sau oricine altcineva, că nu ne aflăm în... Că vorbim de... toate acelea, dacă ar fi să studiem, mai ales Orange, care fac reclame mult mai bune cu Vodafone. Bun. Aplauze pentru Orange! Bun. Dacă ar fi să studiați brandbook-ul Vodafone sau Orange, veți vedea că toate acele culori care sunt folosite sunt în brandbook. Aria cromatică este foarte bine definită și nimeni nu se abate de la ea. Pur și simplu nu ți-a aprobă iadul. Cei care, product managerii care vorbesc cu agenția știu aceste lucruri și nu ți-a aprobă iadul, pur și simplu. Deci n-are importanță cât de creativ e, cât de frumos e, cât de inovator este. Deci totul trebuie definit foarte bine într-un brandbook pe care trebuie să-l știe. Și cei de la marketing, că Alex vorbea, Alex Adragoș, nu mai știu exact, vorbeau despre cât de complex este procesul de comunicare într-o bancă. Și cei de la marketing, cei de la PR, cei de la comunicare, trebuie să-l accepte ca pe Biblie. Dacă nu este în brand book, dacă ceva nu corespunde cu brand book-ul, este ca și Constituția. Nu cea care se vehiculează zilele astea în presa de România, ci Constituția adevărată, cea teoretică. Dacă ceva nu e în brand book, depășim, refacem asta. Iadul ăsta este perfect, doar că are culoarea asta bleu, care e în brand book orange. Bun, refacem, nu mă interesează, nu are importanță cât de bine se potrivește cu culoarea ochilor Monicui Bărlădeanu care apare în ad. Brandbook-ul. A doua, strategia de content. Nu știu câte bănci au strategie de content în România. Eu până acum n-am întâlnit niciuna cu care să discut și să aibă strategie de content. Am întâlnit bănci care aveau oameni care se chinuiau să pună pe picioare o strategie de content. Dar atât. Asta era cel mai înalt standard al excelenței. Oameni care se chinuiau să pună pe picioare o strategie de content. De ce? Pentru că este foarte greu să centralizezi așa ceva. Pentru că în bancă sunt foarte mulți oameni care generează content și foarte mulți oameni care iau decizia finală asupra contentului. Comunicarea face un comunicat, apoi PR-ul spune că nu corespunde și trebuie să mai adăugăm niște mențiuni, trebuie să mai schimbăm o frază, că o frază sună un pic cam prea aproape de bancă concurentă, după aia vine marketingul și spune, păi noi vrem să vindem, tu ai pus mult prea mult accent pe credite în general, noi vrem să vindem creditul de nevoi personale, nu, trebuie să reformulăm, mai deci tot așa, e un calvar. Trebuie creat o strategie de content, oricât de dureros ar fi să creezi asta, poate chiar cu prețul jobului tău, poate chiar cu prețul vieții tale dacă lucrezi în bancă, trebuie creat o strategie de content aprobată de către toate aceste departamente, cu ședințe în acelea cataclizmice de câte 30 de oameni invitați în sală, cărora să le prezinți și de la care să ai ok-ul, astfel încât această strategie de content din nou, la fel cum brandbook-ul este Biblia, acesta să fie decalogul. Deci strategia de content după care să creezi orice comunicare în bancă. Timing-ul, din nou, când dăm mesajele. Am avut atâtea
atâtea probleme cu comunicate care pur și simplu au fost gloanțe oarbe. Nu și-au atins ținta, au fost, și nu mă refer asta neapărat la ce oră și la ce minut îl distribui, ci când. Trebuie să știi ce fac oamenii tăi în momentul în care îl dai. Sunt la mare, nu interesează produsele bancare, poate nici măcar nu s-au... Sunt date pe care băncile le au foarte bine. Când se accesează produsele de net banking, când nu. Nu dai clar mesaje în inbox-ul din sistemul de net banking în momentul în care oamenii nu-l accesează. Este la mintea cocoșului. Cu toate astea nu se respectă. Sau dacă se respectă și lumea îți aprobă lansarea unui mesaj în momentul prielnic, se întârzie din vari motive și ajungi să-l transmiți tot atunci când nu ar trebui. Din nou, aici ar trebui pus clar piciorul în prag, nu mă întrebați de către cine, clar nu de omul de online marketing, pentru că el este ultima instanță la care se ajunge, dar cumva la nivel de bancă ar trebui să se învețe că acest timing este într-adevăr foarte important. Și am tot auzit și de la Alex, de la Dragoș, de la mulți speakeri, că trebuie respectat acest timing și lumea ar trebui să învețe acest lucru. Oricine a vizitat vreodată un site bancar sau un microsite sau un modul de net banking în România știe că această recomandare nu se respectă mai niciodată. Tone of voice uman. Să nu scrii ca și când ai fi o mașină de scris cu minte proprie. Ca și când ai fi artificial intelligence. Să scrii ca și când ai fi un om. Deci să ai, din nou, asta ți se dă de brandbook. Brandbook-ul îți dă caracterul, îți dă personalitatea brandului și tu mai decât să-l tranzactezi în online cu un tone of voice, îmi cer scuze, prietenos. Băncile nu fac asta, băncile scriu ca și când ar fi la un interviu de angajare la primul job. Exact așa, dacă ți-au auzit, vorbesc studenții la primul lor job. Fii umil, trebuie să le mulțumești clienților, să-i asculți, să-i interacționezi cu ei. Gaga face asta din nou foarte bine, de fiecare dată în concert. Cel mai des când pune una pe microfon să vorbească și nu să cânte, va mulțumi publicului, va mulțumi celor care au ajutat-o să ajungă acolo, ca și când ar fi la Oscaruri. Nu te teme să încerci ceva nou, din nou, foarte important. Băncile se tem de inovație, se tem de ceva nou, se tem să fie diferite. Și diferite, evident, nu mă refer acum să-ți strici brandul, să-ți distrugi credibilitatea prin postarea de poze dubioase pe Facebook sau altceva. Dar să fii original, să fii prietenos, din nou, să te gândești cu tău, ca la un organism, nu ca la un monolit, este foarte important și este ceva ce băncile nu fac niciodată, de ce am pus semnul întrebări, el semnul exclamării. Trebuie să înțelegi foarte bine mediul înainte de a te avânta și îmi pare rău că nu mai ai Alex în sală pentru că mi-ar putea confirma și reconfirma această poziție. Trebuie să știi foarte bine ce te bagi atunci când faci social media. Sincer, de multe ori băncile și toate produsele, dar pentru că tema este mediul bancar, mă referi la bănci, cele mai multe bănci preferă să aibă orice fel de prezență online decât nicio prezență. Asta este foarte greșit. Dacă știi că nu-ți poți permite efortul și nu ai resursele sau nu ai capacitatea de a face campanii online, indiferent de ce tip, mai bine nu le faci. Mai bine să nu ai nicio voce decât să ai o voce proastă. Știți cum e vechea sintagmă? Decât să... Exact, da. Mai bine taci și lasă lumea să creadă că ești prost decât să deschizi gura și să înlături orice dubiu. Angajează oamenii potriviți, din nou, îmi pare rău că Alex a plecat, pentru că aici ar putea confirma vorba aceea. Trebuie să știi, Gaga face asta foarte bine, are oameni cheie în poziții cheie, cum este și developerul de hacker-ul de care spuneam mai devreme, cum este și marketing managerul ei, dacă le studiezi CV-urile, vei rămâne trăzniți văzând că, într-adevăr, este o firmă, până la urmă, da, firma de spatele legal este o firmă foarte bine pusă la punct și asta ar trebui să înțeleagă și băncile. Că trebuie să studieze foarte bine piața și să știe ce oameni își iau în rândurile marketerilor. Și aici, bineînțeles, trebuie creată infrastructura potrivită. Asta este una dintre cele mai spinoase probleme atunci când ne adresăm băncilor. Chain of command și decision making. Sunt două chestii imposibile. De obicei, dacă e să iei la publicat infrastructura, să faci o organigramă schematic, ca să-ți dai seama cu cine trebuie să te lupți ca să poți să postezi un mesaj pe Facebook, primul impuls ar fi să renunți. Sincer, orice om rațional va renunța în prima instanță. Deci trebuie clar creată o infrastructură potrivită. Înainte să te apuci de lucru la orice, dacă ești angajat la bancă, pe online marketing, ar trebui să faci cumva să convingi oamenii să creezi o infrastructură potrivită pentru comunicarea online, pentru că în prezent nu au așa ceva. Pur și simplu nu au. Sistem multi-department, adică toate departamentele, după cum spuneam, să fie implicate în acest proces și rolurile să fie foarte bine definite. Penultimul sfat, înainte de a fi creativ, fii analitic. După cum vă spuneam, băncile vor să fie inovatoare, vor să aducă ceva nou pe piață, vor să fie unice în comunicare, să se știe că au fost mai bune
decât banca X. Să se știe că eu, banca asta, am fost primul care a adus mobile banking în România. Mai important decât asta este să fie analitic, să analizezi datele. Și din nou, asta face Gaga foarte bine. Are oameni care în permanență analizează popularitatea ei pe Facebook, pe Twitter, pe toate canalele sociale, analizează ceea ce spun oamenii, ceea ce vor oamenii și acționează. Actionable insights. Sistemul de web analytics. Foarte puțin știu și foarte puțin vor să, și mai puțin vor să discute despre faptul că în bănci un sistem de web analytics se implementează extrem de greu, infernal de greu. Sunt proceduri, sunt politici interne, politici de securitate, de obicei te lovești de un departament numit securitate, la propriu. Te lovești de IT, te lovești de proceduri, de operațiuni, sunt foarte multe departamente de care te lovești. Pentru că pur și simplu este mult mai facil să lucrezi cu ceea ce ai. De multe ori se analizează logurile de server. Pentru cei care se specializează în analytics și online marketing vor înțelege cât de rudimentară, cât de depășită este această metodă. Se analizează logurile de server în loc să se implementeze sisteme Omniture, Google Analytics, sisteme valide de analytics și mult, mult mai performante. Deci este foarte complicat. Trebuie făcut un case, un case pentru a implementa un sistem de analytics, un case foarte complicat cu multe pagini în care să explici foarte clar care sunt riscurile, care sunt beneficiile și de ce at the end of the day este mult mai beneficiile depășesc riscurile. Este foarte complicat, vei avea de-a face cu foarte mulți oameni, dar nu are motiv să intru în detalii de ce merită evident acest lucru. Usability testing, din nou, aproape nicio bancă nu face asta din România. Aproape nicio bancă din România nu face asta. Split testing, A-B testing, Google Website Optimizer, Omniture oferă din nou un sistem foarte bun pentru așa ceva. Dacă nu știți prea asta, despre ce vorbesc, informați-vă. Este o unealtă inestimabilă în arsenalul oricărui marketer. Eye tracking, din nou, băncile au acest potențial financiar, unele din puținele instituții din România care au potențialul financiar de a face studii de eye tracking, în care, din nou, dacă nu știți, o să vă explic pe foarte scurt, pentru că nu avem mult timp. Se aduc oameni la fața locului, li se pun niște aparate speciale, niște electrozi prin care se măsoară unde privesc în momentul în care accesează un site, unde le este atras atenția imediat în momentul în care intră pe un site sau pe un modul de net banking și așa mai departe. Deci li se măsoară efectiv interacțiunea la nivel vizual cu site-ul. Este foarte important, sunt costisitoare, dar din nou băncile au potențial, iar rezultatele sunt invaluabile. Focus grupuri, din nou, asta știe toată lumea ce sunt. Click maps sunt acele hărți, acele heat maps care sunt generate, unde se dă cel mai des click și așa mai departe. Sunt crazy eggs, sunt multe sisteme, chiar Omniture, din nou, oferă un sistem foarte bun. Sunt foarte... sunt la îndemâna oricui să le folosesc, că trebuie doar să știi și să vrei, din nou. Și aici intervin tot felul de probleme, că nu acceptăm JavaScript pe site, că nu acceptăm script-uri și așa mai departe. Principala problemă pe care o au băncile de obicei este că data center-ele sunt stocate la Google, de exemplu, și nu sunt ale tale și așa mai departe. Dar sunt probleme care se depășesc cu atâta ușurință, iar riscurile sunt infime. Omniture nu mai are probleme, e foarte plăcut. Nu, se depășește foarte ușor această problemă, pentru că până la urmă, în fond, nu ai asemenea date securizate încât, într-adevăr, să consider că Google va vinde în Coreea de Nord datele site-ului tău. Sunt probleme date agregate, date de acces, nu e nimic personal, nu identifici omul, nu-l violezi drepturile cu absolut nimic. Social Analytics, din nou, nu vorbesc despre asta, foarte puțin au asta, este exact echivalentul Web Analytics, dar pentru social media. Da, trebuie să-ți cunoști CMS-ul. Foarte multe bănci rulează pe CMS-uri învechite sau soluții custom, overpriced, plătite cu bani foarte grei, venite din vari baze politice din afară, de pe la câte firmă din Franța, Austria, Spania, în funcție de unde este firma mama. Și de obicei aceste CMS-uri nu sunt SEO ready, nu sunt online marketing ready, ca zic așa. De CRM nici nu mai vorbim, apropo de ce spunea Dragoș mai devreme. Trebuie să-ți cunoști bine CMS-ul și în cazul în care pur și simplu nu poți lucra cu el, nu este prietenos, trebuie să faci un case pentru schimbarea acestuia. Află de fapt ce vrei, aici voi aminti doar ce spunea Avinash Kaushik, trebuie să pornești de la obiectivele de business pe care ți le dă de obicei direcțiunea, conducerea băncii, ajungi la niște goals, ce vrei să obții, KPIs, după aia, care sunt direct măsurabile prin metrici. KPIs sunt efectiv indicatorii de performanță, deci prin ce măsurăm noi dacă atingem acest obiectiv, acest goal, iar metricii sunt efectiv felul în care măsori.
Bun, trebuie să construiești un plan coerent care să țină cont de felul în care îți funcționează navigarea, structura site-ului, ierarhizarea paginilor, information architecture, toate lucrurile astea care la bănci de obicei sunt catastrofale. Majoritatea site-urilor bancare din România, dacă e să le iei la o, să le faci o radiografie corectă și obiectivă, sunt undeva pe 95-96, cam așa, ca performanță, dacă vreți. Pe acolo sunt, nu mai departe. Bagul n-am făcut pentru asta. Elemente tehnice, user-friendliness, toate aceste elemente sunt atât de depășite, atât de anacronice pentru site-urile din România, încât nici nu are rost să discutăm despre asta. Copy on site și calls to action, din nou, toate acestea fac parte dintr-un plan coerent și bine pus la punct, pe care ar fi bine să-l ai înainte să te apuci să faci tot felul de activități. Fii inovator și privește către viitor. Aici vă voi prezenta pe scurt câteva elemente în banking online, a nu se confunda cu net banking, deci de promovare în online a băncilor, care în afară funcționează deja, sau sunt pe cale de a funcționa, iar la noi încă nici nu se vorbește despre așa ceva. În primul rând, crowdsourcing. Aici am listat câteva experimente de crowdsourcing foarte reușite ale unor bănci din afară. Crowdsourcing înseamnă pur și simplu, este un termen foarte pompos pentru a obține feedback din partea clienților. Aici s-au creat aceste Wells Fargo Labs și tot felul de alte bănci au avut aceste inițiative de a crea labs. Puteți să familiarizați cu conceptul de la Nokia Labs, unde pur și simplu te puteai înscrie, îți puteai da cu părerea cu privire la anumite produse de ale lor, puteai da și tu idei care mai târziu, dacă plăceau și erau votate și mai departe, erau implementate și ei spuneau, bun, uite, am integrat ideea lui, ți-am dat și un premiu pentru asta, în nou nostru modul de net banking. Cei care erau înscriși în comunitate puteau testa în avant-premieră acele module și obținea feedback banca astfel. Și pentru niște mici premii absolut insignifiante, ei primeau feedback direct de la consumator înainte să lanseze un produs pe piață. E bine, nu e bine, ce am făcut bine, arată frumos, te poți descurca în el, găsești butoanele, dacă nu, îl mai băgau un pic în producție. Toate acestea sunt doar foarte puține idei al unui studiu pe care l-am publicat pentru BCR. Sunt foarte multe astfel de inițiative, din păcate în România nu se fac. Da, corelarea dintre web analytics, behavioral targeting și integrarea cu software-ul de call center. Din nefericire, noi ne blocăm cam în toate aceste. Ceea ce înseamnă, spus într-o frază de chestia asta, este că tu corelezi datele și chiar le legi la nivel tehnic între ele datele software-ului de analytics cu behavioral targeting, pe care fie că îl faci cu Omnici, ori fie cu altul, și datele din software-ul de call center. Google Analytics oferă mai nou, de fapt nu mai nou, de câteva luni bune, posibilitatea de a integra softul de call center cu API-ul de Google Analytics, ceea ce este extraordinar, din nefericire la noi nici nu se vorbește de așa ceva. Din nou, mutarea branch-urilor în online sau ideea de branchless, adică să nu mai existe sucursale offline, ci online. Mai am o singură frază de spus, după aia poți spui ce vrei. Există trei exemple de bănci pe care le-am listat aici, de bănci strict internet, doar pe internet, fără branch. La noi, din nou, nici nu se vorbește așa ceva. Este mult mai eficient, nici nu ar vrea să vă spun de ce e mai bine să ai acest model. Convergența online cu mobile, tabletizarea net banking din cauza numărului increasing de utilizatori de tablete și personalizare. Mulțumesc! Și vreau să te întrerup în momentul ăsta să spun că dacă nu terminăm până la 9, vine BGS-ul după aia, se închide automat ori ești conceptual. Mai am probleme, da, dar nu-i problemă. Mulțumim mult, Horia. Încă un lucru.